Oficialii de la Chișinău promit moldovenilor o iarnă din ce în ce mai ușoară, deși anterior tot ei ne-au îndemnat să ne pregătim pentru un sezon rece foarte, foarte greu. Acum însă, deși crizele energetice, economice nu s-au îmbunătățit, dar din contra sunt și mai dure, iar războiul din Ucraina continuă, autoritățile spun că aproximativ 60% din familiile care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md vor primi ajutorul maxim. Pot mai bine să vă spun că din datele pe care le avem acum, prin niște estimări preliminare, cred că în jur de 60% din toate familiile care s-au înregistrat deja se califică pentru cea mai înaltă categorie de vulnerabilitate. Adică sunt foarte multe familii care vor primi compensația maximă. Până astăzi au fost înregistrate peste 645.000 de cereri de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate energetică potrivit datelor oficiale. Despre ce categorie de vulnerabilitate le-a fost atribuită cetățenilor vor afla însă oficial abia în perioada 25-27 noiembrie, a mai explicat ministrul. În perioada 25-27 sau cel târziu 28 noiembrie, toți cei care s-au înregistrat vor fi notificați de categoria de vulnerabilitate care le-a fost atribuită. Cum? Printr-un SMS sau printr-un e-mail. Aha. Așa, sistemul va notifica sau persoanele singure pot intra în cabinetul personal, da, uh-huh. Da, și vedea statutul cererii, pentru că se va actualiza statutul cererii. Informația va fi transmisă furnizorilor și furnizorii vor aplica compensația respectivă în baza hotărârii de guvern. Joi 17 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, Marcel Spătare a declarat că pentru suportul la facturi în actualul sezon rece, statul și-a propus să cheltuie 5 miliarde de lei.